Salut, prieteni! Astăzi vom rezolva o problemă de geometrie cu cerc, tangentă la cerc și coardă în cerc. Iată condiția problemei. Fie cercul de centru O și rază R. Iar aceasta este tangentă dusă la cerc în punctul C. Un alt cerc cu o rază mai mare, iar și este cuprinde acest cerc mic, iar are același centru, O. Coarda AB are lungimea de 8 cm. Trebuie de aflat, te voi scrie aici, area sectorului cuprins de aceste două cercuri. Cu alte cuvinte, iată această fâșie, forma aceasta. Puteți să puneți pauză și să încercați să rezolvați de sine stătător această problemă, iar după câteva minute de încercare puteți să reveniți să vedeți rezolvarea. Sper că ați încercat să rezolvați. Dacă nu, haideți să vedem rezolvarea împreună. Area acestui sector este egală cu area cercului mare, voi nota area cercului 1, acest mare, minus area cercului 2, cercul acesta mic. Adică area sectorului va fi egală cu pi, raza mare acestui cerc este aceasta, OB, deci pi r mare pătrat, vom nota OB cu r, minus pi r mic pătrat, pentru că aceasta este area cercului acestuia, mic. Iată, OC este r mic. CB, ușor se observă că este 4 cm. Ce observăm aici? Area sectorului de cerc are pi factor comun și îl vom scoate în fața paranteziei, iar în interior va rămâne r pătrat, r mare pătrat minus r mic pătrat. Să aplicăm teorema lui Pitagora aici. R mare pătrat, ipotenuza, minus cateta la a doua este egal cu cealaltă cateta la a doua, care este 16. Observăm că r mare pătrat minus r mic pătrat, conform teoremei Pitagora, iată aici este triunghi dreptunghic, întrucât raza este perpendiculară pe tangentă în punctul de tangență. Ce am obținut noi că r pătrat minus r mic pătrat este 16. Cu alte cuvinte, area sectorului este egal cu pi înmulțit cu 16. Vom scrie 16 pi centimetri pătrați. Am rezolvat această problemă. Succes!